Pentru cei care s-au născut în zodia Taurului, perioada cuprinsă între 27 aprilie și 3 mai nu este tocmai ușoară. Este adevărat că de ceva vreme au soarele în dreptul semnului lor zodiacal, ceea ce este un avantaj. Mercur traversează de asemenea semnul Taurului, dându-le mult pragmatism și posibilitatea să așeze pe un temei solid orice demers, orice gând, orice discuție sau orice chibzuială. Partea stringentă provine de la tranzitul lunii, care, în ziua de 29 aprilie, la ora 9 și 14 minute dimineața, va face o conjuncție cu soarele. În felul acesta se realizează faza de lună nouă, ceea ce nu ar fi un lucru tocmai inedit, dar partea de spectaculos vine de la faptul că această fază de lună nouă se asociază și cu o eclipsă inelară de soare. Această eclipsă presupune că întreaga lor personalitate este pusă la încercare și acest vânt cosmic bântuie cu prioritate peste sau deasupra semnului lor zodiacal. Este un moment de încercare, este un moment care se asociază și cu multă vulnerabilitate fizică. Oamenii se vor simți mai neliniștiți, mai stresați, vor fi mai impresionabili, mai emotivi. O serie de factori fiziologici care se pot declanșa, începând chiar cu ziua de 28 mai, pot să fie puși pe seama acestui tranzit complicat și solicitant din calea afară. Fiecare va trăi acest moment în funcție de cum va reuși să se țină bine în acest moment în care soarele nu este chiar puternic, iar luna este dimpotrivă excesiv de încărcată de forță și de magnetism. Pe de altă parte, întreaga săptămână, Mercur, despre care tocmai spuneam că le dă posibilitatea să dezvolte o latură practică a gândirii, se află în opoziție cu Saturn în casa a șaptea, ceea ce nu este lucru cel mai confortabil atunci când este vorba de stabilirea unor parteneriate. Probabil că, dacă în această perioadă vor avea loc discuții, înșiși taurii vor constata că mai bine nu se duceau la acea întâlnire sau amânau, vor constata că au dat peste un partener de dialog țâfnos, arogant, superior, care le face zile fripte, care este dificil de adus pe o linie de plutire sau care face pe imposibilul și intransigentul tocmai ca să se impună, să facă impresie și să creeze un statut de diferență. Diferența există doar în capul acelor persoane care folosesc o astfel de metodă. Asta nu înseamnă neapărat că cel născut în Taur este întrucâtva la nivelul pe care îl consideră acela de cuvință să-i acorde ori să-i recunoască. De aceea acești nativi nu trebuie să se lase intimidați sau impresionați de aerele și importanța pe care și-o dă cineva, de al cărui răspuns sau de al cărui bunăvoință atârna un proiect sau semnarea unui contract. Pe 3 mai, planeta Venus intră în casa a 12-a și poate fi definită ca noroc ascuns pentru aceștia. Să nu uităm că Venus este guvernatorul celor care s-au născut în zodia Taurului, așadar nici zodia, nici casa nu avantajează deloc. Putem spune că pentru niște săptămâni, de factorul benefic al planetei Venus, cei care s-au născut în zodia Taurului ar trebui să-și ia gândul că poate să intervină în vreun fel. În a doua parte a zilei de 3 mai și ulterior pe 4 și pe 5, nativii din Taur se pot interesa în diferite locuri cu privire la o serie de aspecte legate de casă-domiciliu, felul în care se pot muta, ce taxe trebuie să achite, ce formalități să execute și mai ales ce demersuri să pornească pentru a realiza un pas important în ceea ce privește casa, gospodăria, utilitățile sau, într-o altă direcție, cu privire la relațiile de familie.